Veste extraordinară pentru tenismenul pășcănean Ionuț Bogdan Apostol, juniorul care a participat de curând la marele turneu de la Roland Garros, s-a calificat din nou pe tabloul principal, de această dată la Wimbledon. Sportivul legitimat la clubul CSM Pașcani a aflat săptămâna trecută că va juca un al doilea turneu de Grand Slam la numai 18 ani. Săptămâna trecută a primit vestea că a intrat pe tabloul principal la Wimbledon. Da, s-a bucurat foarte tare pentru că e foarte important să joci pe tabloul principal la un turneu de Grand Slam. Performanța vine după un ghinion fantastic la Paris, unde l-a întâlnit în primul joc pe câștigătorul competiției Andrei Rublev. Bogdan a fost la un pas să îl învingă pe rus, însă în urma unui artificiu tehnic, acesta a fost învins în setul decisiv cu scorul de 5-7. A avut 5-2, a avut două mingi de meci, a comportat bine, dar rusul a știut să profita de... Aș trebui să fac o pauză, a chemat medicul și de acolo l-a scos pe Bogdan din mână, ca să zic așa. Potrivit tatălui său, sportivul pășcănean își dorește să ajungă cât mai departe la Wimbledon, un turneu desfășurat pe iarbă. Obiectivul lui e să ajungă într-o fază cât mai superioară, cu toate că acolo e un turneu pe iarbă. El nu s-a antrenat niciodată pe iarbă, dar va merge cu 3-4 zile mai devreme ca să obișnuiască un pic cu iarba. După Wimbledon, Ionuț Bogdan Apostol va participa la campionatele europene de juniori și la turneul ITF de la Cluj.